Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. În primul rând aș dori să urez astăzi tuturor celor care își aniversează ziua de nume, tuturor Ionilor și Ioanelor, la mulți ani, cu sănătate, noroc, multă iubire și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească. Încă o dată, la mulți ani, vă pup pe toți și petrecere frumoasă dacă aniversați astăzi împreună cu prietenii, cu familia, cu persoana dragă eventual. Haideți să vedem ce mesaje are persoana dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege dumneavoastră în mod intuitiv și anume, varianta numărul 1, cea cu acest Buddha și varianta numărul 2, cea cu aceste pisicuțe. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Nu îmi place că nu ai încredere în mine. Da, poate dumneavoastră sunteți o persoană posesivă, geloasă. Sau poate v-a greșit cu ceva în trecut. Iată, ce frumos! Deci se pare că puteți avea încredere în această persoană pentru că este îndrăgostită de dumneavoastră. Am pe altcineva. Da, de aceea nu aveți încredere în această persoană, deși e îndrăgostită de dumneavoastră, se află într-o altă relație. Nu meriți dragostea mea. Iată, mesajele din partea acestei persoane sunt contradictorii și este normal să nu mai puteți avea încredere. Este o persoană care azi spune că vă iubește, mâine devine rece, distantă, vă spune că nu meritați dragostea dânsei. Nu este ok comportamentul acesta. Știu că ți este greu să ai încredere în mine. Da, iată, e a doua oară când vă spune același lucru. Normal că vă este greu să aveți încredere într-o astfel de persoană schimbătoare și nesinceră. Da, cam acestea sunt mesajele din partea persoanei dragi. Se pare că aveți nevoie de relaxare. V-a consumat foarte mult această persoană. Consumat în cadrul acestei relații, ați avut parte de foarte multă anxietate, nu ați reușit să vă relaxați deloc alături de această persoană, se pare că aveți nevoie foarte mare de acest lucru. La ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericit, fericit în acest moment? Trebuie să renunți la teama pe care o ai cu privire la ce vor spune alții. Nu te mai concentra pe ce spun oamenii din jurul tău. Fiecare persoană își trăiește propria viață. Acum tu concentrează-te pe drumul tău. Fă alegerile pe care tu le consideri necesare și mergi mai departe. Iată, deci exact cum vă îndeamnă și acest bilețel, cel mai bine ar fi să faceți ceea ce considerați că este cel mai bine pentru dumneavoastră. Să faceți ceea ce vă face pe noastră fericit, fericită, pentru că partenerul se pare că nu are ca obiectiv acest lucru, să vă facă pe dumneavoastră să vă simțiți bine alături de dânsul, dimpotrivă, sau de dânsa. Muncește pentru a trăi, nu trăi pentru a munci. Se pare că dumneavoastră v-ați cufundat foarte mult în muncă, v-ați refugiat, ca să zic așa, în a munci foarte mult pentru a mai uita de aceste probleme sentimentale, dar nu este ok. După cum vă spuneam, trebuie să vă mai și relaxați, să vă odihniți mai mult, să petreceți mai mult timp în natură. Să vedem la ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă. Învață să-ți placi partenerul cu calități și defecte. Relațiile fericite se dezvoltă între persoane care se plac cu adevărat. Da, trebuie fie o acceptați pe această persoană așa cum este, fără să vă mai stresați, să vă gândiți că nu se ridică la înălțimea așteptărilor noastre, fie mai bine vă orientați către altcineva. Poate că alături de altcineva vă veți găsi liniștea și fericirea. Ce spun bilețelele iubirii? Legat de această situație cu persoana dragă, admirator secret. Cineva are sentimente profunde pentru noastră, dar nu vrea să recunoască. Iată, deci se pare că deja există cineva care vă iubește pe ascuns, vă iubește în secret și deci nu trebuie să disperați. Dacă cumva sunteți separați sau chiar despărțiți de această persoană dragă,
În curând, acest admirator secret își va declara sentimentele pentru dumneavoastră. Alt mesaj de la bilețelele iubirii, dragostea adevărată, aceasta este o iubire care poate dura o viață. Iată! Deci este posibil ca alături de acest admirator secret care vă iubește foarte mult, să fiți foarte fericiți. Și care ar trebui să fie afirmația noastră zilnică pentru a fi mai fericit, fericită? Fericirea începe cu mine, exact. Cu cât este mai fericit sufletul meu, cu atât mai multă fericire am de împărtășit cu ceilalți. Fericirea în lume începe cu adevărat cu mine. Da, bineînțeles, deci exact cum vă spuneam și mai devreme, nu mai căutați nu mai așteptați, ca să zic așa, să vă facă altcineva fericit, fericită. Dumneavoastră trebuie să faceți ceea ce știți că vă place și ceea ce vă face pe noastră fericiți și cu cât aveți mai multă încredere în forțele proprii, cu atât veți fi mai atractivi și veți găsi persoana potrivită pentru dumneavoastră. Și haideți să vedem, pentru cei care ați ales varianta numărul 2, ce mesaje avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Te rog să mă ierți. Va greși cu ceva persoana dragă, încerc să îndrept lucrurile. Au, e clar, știe că a greșit și acum încearcă să se împace cu dumneavoastră. Te iubesc foarte mult, frumos, frumos, iată, tocmai de aceea va face eforturi să îndrepte lucrurile. Chiar dacă mi este greu să spun, să știi că te iubesc foarte mult, wow, e a doua oară când vă spun acest lucru. Ce frumos pentru cei care ați ales varianta 2. Se pare că, într-adevăr, persoana dragă vă iubește foarte mult, are sentimente profunde pentru dumneavoastră. Nu este ușor nici pentru mine. Poate momentan sunteți separați și persoana dragă este tristă, este dor de dumneavoastră și va face în așa fel încât să vă recucerească să fie din nou alături de dumneavoastră. Să vedem ce v-a lipsit. Bunăvoința. Poate persoana dragă, atunci când trebuia, la momentul potrivit, nu a dat dovadă de suficientă bunăvoință în această relație. Poate a făcut mai mult ce îi plăcea dânsei și nu a ținut cont și de dorințele dumneavoastră. La ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericiți în acest moment? Trebuie să renunți să mai cauți fericirea în alți oameni. Bineînțeles, încheie acest capitol al vieții tale, dă pagina și începe un nou drum. Nu mai aștepta să primești iubire de la alți oameni, învață să te iubești pentru ceea ce ești, pentru că nimeni nu-ți poate oferi dragostea pe care ți-o oferi singură. Ce frumos! Iată, deci nu vă mai bazați pe alte persoane să vă facă fericiți. Pentru că cel mai bine dumneavoastră știți ce vă place și ce vă face plăcere. Dacă nu te simți confortabil, spune, da, în cazul în care vă împăcați cu această persoană, spuneți-i deschis ce vă deranjează în comportamentul dânsei. Pentru că dacă într-adevăr vrea să facă eforturi să îndrepte lucrurile, atunci va ține cont de ceea ce îi spuneți. Pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă, ce trebuie să faceți? Nu schimba personalitatea, nu uita că sunteți împreună, pentru că el te place așa cum ești. Ce frumos, iată! Deci, într-adevăr, vă iubește așa cum sunteți, practic consideră că sunteți o persoană plină de calități, se simte foarte atrasă de dumneavoastră, așa cum sunteți, și deci nu trebuie să vă schimbați, dimpotrivă, rămâneți cât mai natural, cât mai sinceri, deschiși la dialog și deci nu vă faceți griji, persoana dragă vă iubește așa cum sunteți. Să vedem un mesaj la bilețelele iubirii. Transformare. Legătura între dumneavoastră și partener va deveni în curând mai profundă. Da, pentru că vă iubește foarte mult, exact cum spuneam, discutând deschis cu acesta, este posibil ca relația să devină mult mai profundă. Și un alt mesaj la bilețele iubirii, probleme financiare, acestea pot afecta viața noastră sentimentală. Poate persoana dragă încearcă să rezolve niște probleme financiare în acest moment pentru a vă putea oferi dumneavoastră tot ce vă doriți. Care ar trebui să fie afirmația noastră zilnică pentru a fi mai fericit, fericită? Cu cât sunt mai liniștită, cu atât devin mai puternică. Pacea din interior duce la un progres real, semnificativ, la exterior. Ce frumos! Iată, deci fiți liniștiți, calmi. Persoana aceasta vă iubește, nu trebuie să vă faceți griji, trebuie doar să fiți deschiși la dialog, sincer, să abordați cu calm orice subiect și cu siguranță veți găsi o soluție potrivită pentru a avea o relație armonioasă și o relație care să vă facă cât mai fericiți.
Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Încă o dată la mulți ani tuturor Ionilor și Ioanelor și vă aștept cu mult drag pe viitor. O zi minunată în continuare și la revedere!